Va fi o seară atipică în care vom aborda acest subiect sensibil pentru multe familii, cum să faci diferența între ce este important și ce este urgent în viața de familie. Vom porni de la un text biblic din Luca, capitolul 10, de la versetul 38 la 42, găsim o întâlnire pe care o are Iisus într-o familie, familia lui Marta și Maria. Și citim aici că Iisus a intrat în satul lor și Marta, care era patroana casei, cea mai mare din familie, l-a primit pe Iisus și pe ucenicii lui. Așa era obiceiul atunci. I-a primit în casă și urma să-i servească, să-i slujească, nu știm exact cum. Textul nu spune. Dar acolo, în familie, mai era o soră numită Maria, sora Martei, care, spune textul, s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta, sora cea mare, era împărțită cu multă slujire. A venit repede la Iisus și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Și Iisus răspunde: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Amin. Acesta este textul și noi vrem să discutăm, să abordăm această tensiune care există între lucrurile importante și lucrurile urgente. Marta reprezintă lucrurile urgente. Maria reprezintă lucrurile importante. Cam așa s-ar putea împărți. Este, sigur, pornim de la un text care doar ne dă o idee, ne dă o direcție. Și anume, despre ce este vorba? E vorba de priorități. Iisus face ordine în prioritățile casei și îi spune Maria și-a ales partea cea bună. Marto, tu te îngrijorezi, te frămânți prea mult. Mario, tu ai ales partea cea bună. Cum să interpretăm aceasta? Cum se aplică în familiile noastre? Mă refer aici, sigur, la acea linie de demarcație foarte subțire între o viață aglomerată și o viață eficientă. Contează ce alegi. Există părinți care au eșuat în relația cu copiilor pentru că au trăit conduși de urgențe și au uitat să se investească în copii. Relația dintre soț și soție poate suferi mult pentru că se pot înstrăina unul de celălalt în mijlocul activităților. N-au discutat niciodată, n-au stat niciodată să spună ce e important, ce este urgent. Hai să facem ordine. De ce ne înstrăinăm, de ce ne depărtăm unul de celălalt? Slujitori care sunt atât de activi și trebuie să facă față presiunii urgențelor, încât uită să mai aibă părtășie cu Domnul.
Ce facem, deci, atunci când suntem copleșiți de probleme? Și trebuie să răspundem la această întrebare. Care e motivația pentru care faci ceva zilnic? Este presiunea urgențelor? Sau este pentru că ai o viziune? Ai niște priorități? Bun, contextul mesajului și a textului nostru este ne ajută. Iisus trăgea la o familie de prieteni, se cunoșteau. Bun, Marta se trezește cu musafiri în pragul casei. Nu exista e-mail atunci. Nu exista telefon mobil să-i anunț, vezi că venim o trupă de 20 și ceva, pentru că Iisus nu călătorea el doar cu 12 ucenici. Pe lângă ucenici erau familiile unora dintre ei, erau acolo femei, erau copii, femeile găteau, dar nu credeți că mergeau 13 bărbați așa, 3 ani și jumătate. Nu, trebuia cineva să-i îngrijească, să le gătească. Să... Deci echipa de misiune a lui Iisus, dacă vreți, era destul de mare. Poate și 30 de persoane. Și Marta se trezește în prag cu acești musafiri. Ce faci? Nu știu dacă ați trecut vreodată pe aici. Că acum suntem mai atenți. Avem posibilitatea să ne anunțăm, dar... Eu țin minte, în copilăria mea și în tinerețea mea nu existau telefoane disponibile așa și ne trezeam cu neamuri. Prin definiție, veneau la noi crezând că e normal să vină să stea câte 2 săptămâni. Da. Mergeam și noi la ei după aceea, dar... așa erau acele vremuri și era ceva normal ceea ce făcea Iisus, era zic de așteptat. Și totuși Marta se panichează cumva pentru că are musafiri de seamă și sora ei care trebuia să o ajute, în loc să pună și ea mâna, se retrage în camera unde stătea Iisus cu ceilalți, erau mai mulți. Iisus vorbea, ce poate fi mai frumos. Domnul Iisus Hristos, care atunci era un rabin tânăr, plin de învățătură, de putere, de înțelepciune, să vorbească. Și Maria stătea acolo și Marta observă acest lucru. Și nu știu de ce, în loc să se adreseze Mariei și să o cheme pe Maria, vino și ajută-mă, se duce la Iisus, la musafir. Și îi spune, nu îți pasă, zice, că sora mea nu mă ajută. Oare de ce credeți că Marta nu s-a dus direct la Maria? Poate o fi încercat și altă dată și n-a funcționat. Nu știm. Poate pentru că Iisus totuși era o autoritate acolo în mijlocul familiei și s-a dus direct la el. Oricum, Iisus prinde ocazia și îi spune Martei, Marto, prea mult te stresezi, prea mult te îngrijorezi, te frămânzi tu. Ar trebui să vezi că acum prioritățile sunt altele. Eu am venit în casa voastră, am ceva să vă spun, vreau să vă învăț, sunt aici prezent, să împărtășie cu voi. Și tu te frămânți în altă parte cu celelalte lucruri. Bun, ce avem aici? Avem două caractere, Marta și Maria, care în aparență sunt în contradicție. Adică unii interpretează că
Marta era superioară Mariei, Marta știa cum funcționează o casă, lucrurile de acolo și a făcut ce trebuie. Aici nu cred că este vorba de contrast, da? Adică să punem în contrast pe Maria și Marta. Mai degrabă mă apropii de acest text altfel. Cred că aici este vorba de complementaritate, nu de contrast. Adică e nevoie și de Marta și de Maria. Problema este de ordine, nu de competiție. Care-i ordinea? Și asta face Iisus. Prioritară este părtășia cu mine. Apoi vin și celelalte lucruri, urgențele. Costache Ioanid a scris o poezie, care apoi a devenit și cântare, nu vă cânt. Dar vreau să fiți atenți la cuvinte, pentru că întâi a fost poezie. Și scrie Costache Ioanid așa. Sunt doar 4 versuri. Maria și Marta sunt două surori alese din lumea cea largă. Maria e credința ce învață din zori, iar Marta e credința ce aleargă. Maria stătea ascultând și simțea că cerul își desferecă poarta. Să stau ca Maria într-una aș vrea, dar Domnul iubea și pe Marta. Maria și Marta sunt două surori, ce în rai își petrec veșnicia. Dar eu, pe pământ, parcă aș vrea uneori când Marta să fiu, când Maria. Iisus pe amândouă surori le iubea și azi la oaltă le soarta. O, fă-mă, Iisuse, în dragostea ta să fiu și Maria și Marta. Amin. Aceasta a fost poezia. Frumos, a încercat poetul să țină în echilibru și cred că este atitudinea corectă. Aici nu e vorba de excludere. Excludem pe Marta sau excludem pe Maria, varianta a ceea ce e vorba de completare, de ordonare. Deci, ce face Iisus nu este să elimine una din variante, ci să le ordoneze corect. Așa se naște ideea priorității. Ce vine mai întâi? Și să vă ilustrez cu un alt text simplu. În Matei, capitolul 23, versetul 23, Iisus vorbește aici, sigur, împotriva fariseilor, pentru că ei chiar dezechilibrau viața spirituală a poporului de atunci. Oricum, iată ce spune Iisus. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Acum, pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Ați observat ce face Iisus aici? Spune, sunt câteva lucruri importante de făcut în viața religioasă. Dreptatea, mila, credincioșia. Dar există și alte lucruri secundare, cum ar veni, da, care se impun, se cer, nu aveți voie să nu le faceți. Da? Să dați zeciuială. Deci ce face Domnul Iisus Hristos? Spune, există lucruri importante și există lucruri obligatorii care, pe care trebuie să le faceți. Bun, în viața fariseilor această ordine a fost inversată. Ei dădeau zeciuială din mărar. Că aici e contrastul. Contrastul este între mărar și milă. Dădeau zecioală din mărar, dar nu aveau milă față de seminilor.
Și Iisus vrea să schimbe ordinea și așa este corect. Și așa e viața noastră de credință. Este o viață între datorie și dragoste. Uitați-vă, aici e soția mea. Dacă eu i-aș spune, draga mea, eu stau cu tine din datorie, am semnat la primărie, am spus da în fața martorilor, ce o să zică lumea, de aia stau cu tine. Ar fi mulțumită soția mea să-i spun că stau cu tine din datorie? Parțial. Ea ce vrea să audă? Că stau cu ea din dragoste. Deci ordinea, prioritatea contează, dragostea este înaintea datoriei. Noi suntem creștini din datorie? E prea puțin. Atunci am fi niște religioși ca oricare altul, alt religios. Noi suntem creștini pentru că îl iubim pe Iisus Hristos. Nu stăm, nu venim aici din datorie doar. Este și datorie. Dar suntem aici din dragoste pentru Hristos. Așa sper. Bun. Deci ați înțeles, e vorba despre o reordonare a unor priorități. Și aici avem altceva. Nu-i dragoste, datorie, este important și urgent. Ce înseamnă important? Maria reprezintă importantul. Important este ceva valoros, ceva însemnat, crucial, vital, decisiv. Urgent înseamnă ceva care nu suferă întârziere, ceva presant, grabnic, care necesită acțiune imediată. Bun. În viață, și mai ales în viața de familie, amândouă există. Trebuie să te scoli dimineața, să îmbraci copiii, să le pui mâncare, să-i... Nu, astea sunt lucruri, o datorie, lucrurile presante, urgente, trebuie să le faci. Dar oare atâta este tot în viața de familie? Bun, și în cazul nostru, Maria joacă un fel de rol mai pasiv, ea contemplă, da, meditează la ce spune Domnul Iisus Hristos, ea făcea ce era mai important atunci. Marta are un rol activ, e copleșită de urgența, de urgențele, da, cu musafirii și să ai o soră care să nu te ajute. Și Iisus îi spune, Marto, ai o problemă, diagnosticul este acesta, suferi de frământare și de îngrijorare. Și asta te-a făcut să uiți ce e mai important, să vii să mă asculți pe mine, să ai părtășie cu mine. De aceea Iisus sancționează această atitudine de îngrijorare pentru că urgentul te poate duce aici. În starea de a nu te mai poți concentra pe ce este absolut important. Rețineți că Iisus nu condamnă acțiunea în sine a Martei, ci condamnă acea acțiune sau stare care te face să nu mai dai ascultare cuvintelor lui, lui Iisus. Acțiunea poate marginaliza ascultarea. De aceea această imagine din text ne ajută astăzi, în seara aceasta, pentru că lumea noastră arată ori ca lumea Martei, ori ca lumea Mariei. Acum, cel mai des trebuie să recunoaștem că lumea noastră arată ca lumea Martei. Toți arătăm într-un fel ca Marta, aproape zilnic, pentru că e presiunea aceasta vitezei,
a ritmului acestei vieți, suntem mereu distrași, frustrați, bolnavi în relații și se repetă zilnic. Rar apucăm să arătăm ca Maria. Mai venim duminica la slujire, poate la un grup de casă, de părtășie. Pe undeva se așteaptă, cam asta e și ponderea. Mai mult trăim în lumea Martei decât în lumea Mariei. Dar ce greșel să nu facem? Vedeți, în lumea Martei, ce s-a greșit? Cred că Marta a greșit atunci când și-a asumat responsabilități întâi pentru alții decât pentru ea. Pentru că responsabilitatea ta, numărul unu, este să ai părtășie cu Domnul. Apoi vin responsabilitățile pentru ceilalți. Să-ți asumi ce este mai important. De exemplu, hai să nu vorbim neapărat de să vii la biserică, să citești din Biblie, să te rogi, că asta e spiritualitatea noastră evanghelică ca prioritate. Dar e vorba și de relație aici. Adică poți să ai energie să petreci timp foarte mult cu alții, dar nu cu ai tăi. Ai tăi sunt acasă, acolo, crezi că ești prezent, dar nu ești acolo. Stai foarte mult la telefon cu alții. Stai pe internet, stai pe grupuri media, ori întregi. Dai răspunsuri, intri în dezbateri, dar cum? Curios, ce s-a întâmplat, ce a răspuns cu tare. Și când socotești timpul pe care tu îl aloci pentru alții, în comparație cu timpul pe care îl aloci pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru copiii tăi, e o mare diferență. Despre asta e vorba aici. Ai niște responsabilități întâi pentru ai tăi. Asta e important. Lasă urgențele. Tu ți-ai transformat niște relații neimportante în urgențe. Și copiii cresc lângă tine, an după an, și tu n-ai stat niciodată de vorbă cu ei, serios. Nu știi ce gândesc, nu știi ce prieteni au. Nu știi ce filozofie de viață au. Ce frământări au, ce depresii au. Ce gânduri au, pentru că ai dezechilibrat responsabilitățile. Deci, întâi trebuie să vină responsabilitățile tale pentru ai tăi, cei mai apropiați, apoi vin responsabilitățile pentru ceilalți. De aceea mi se pare că lumea Martei e prea prezentă cu noi aici. Lumea Mariei cum arată? De ce Iisus o laudă și spune că și-a ales partea cea bună? Pentru că a ales ce era mai important atunci. Nu cred că Maria nu mai ajuta pe Marta și nu-și făcea partea ei în casă. Dar atunci, important era Iisus, părtășea cu El, să stea să-L asculte pe El. Pentru că timpul petrecut cu Domnul Hristos este de neînlocuit. De aceea, seara aceasta, ce ar trebui să ne gândim, să reorganizăm în viața de familie, este aceasta. Cum să facem ca întâi să vină ascultarea, apoi acțiunea. Întâi ascultarea de Domnul, apoi ne ducem să acționăm.
Pentru că o viață sub presiunea urgențelor te va face să-ți evaluezi greșit viața de familie. Îți trebuie o oprire. Chiar psalmul acesta care a fost citit, ați văzut că din când în când spune oprire. Foarte important. Să te oprești, să-ți evaluezi prioritățile. Tu ești sub ascultare sau acum sub presiunea acțiunilor? Ordinea contează, că acțiunile, lucrurile trebuie făcute și ele, spune și Domnul Hristos, să nu le lași nefăcute, dar contează ordinea. Ce anume trebuie să sacrifici în viața ta de familie? Da, pentru a face ordine. Asta este o chestiune de curaj. De aceea încurajăm și noi retreat-urile, aceste ieșiri ale familiilor. Nu știu dacă faceți ca biserică, înțeles că faceți cu copiii, ieșiți cu tinerii, să faceți și cu familie, dacă nu ați făcut, pentru, și să nu o faceți aici. Ieșim cu familie în biserică. Ieșirea înseamnă să ieși geografic în altă parte, pentru că se imprimă mai bine totul. Învățătura, relațiile sunt mai bune când ieși puțin din sfera ta de comună, da, cu care te-ai obișnuit. Și acolo se iau uneori mari decizii. Participăm la astfel de tabere sau conferințe de familii de ani de zile și avem multe mărturii ale cuplurilor care ne-au spus atunci, în ieșirea aceea, da, de atunci viața noastră s-a schimbat, pentru că am înțeles că trebuie să facem ceva, ne-am oprit. Și mai vreau încă ceva să spun. Ce ar trebui să mai învățăm seara aceasta, pe lângă a inversa, să pui întâi ascultarea, apoi acțiunile, este ca întâi să vină relațiile, da, apoi programele. Și asta e valabil și pentru biserică. Mai ales în biserică. Întâi sunt relațiile, apoi programele. Nu sacrificați relații de dragul programelor. O viață echilibrată spiritual va aduce ordine și aici. Ordinea corectă în relații. Și ordinea e cunoscută. Relația numărul unu este relația cu Dumnezeu. Asta trebuie să fie în viața ta. Părtășia ta cu Domnul. Relația numărul doi este relația cu familia ta. Apoi vine relația numărul trei cu biserica, slujirea. Apoi vine relația numărul patru cu, colegii, vecinii. Trebuie să faci ordine în aceste relații. Știți care e cea mai mare tensiune pe care o observ în bisericile noastre? Că relația cu familia și relația cu biserica s-au inversat. Foarte mulți, mai ales bărbați, spun că mai importantă e biserica decât familia. Nu e așa. Nici de cum. Păi sunt implicat în biserică. Nu. Trebuie să tai din implicarea în biserică, din acțiunile tale, ca să pui prioritară familia. Știu că ți-e greu, dar așa este. Și dacă eu am avut un eșec parțial în viață, într-o perioadă a vieții, a fost aici. Eram activ, pastor, eram profesor, eram de toate. Dar copiii mei erau exact la vârsta în care trebuia să stau mai mult cu ei. Dar tata era ocupat. Veneam seara, obosit. În sfârșit, ei erau deja culcați, majoritatea dintre ei. Îmi pare rău pentru acea perioadă în care n-am știut prioritățile. N-am avut pe cineva care să-mi atragă atenția așa cum încerc eu să vă atrag atenția. Deci, întâi sunt relațiile cu Domnul și cu ai tăi. Apoi vin celelalte relații.
Aici n-a trebuit să se negocieze. Bun. Acestea fiind zise, cam asta a fost cadrul în care, pe care eu l-am trasat, doar așa, câteva idei, ca să avem ce discuta, întrebările să fie, să vină pentru noi, suntem pregătiți să răspundem la ce putem răspunde, că la unele e posibil să nu putem răspunde, dar încercăm să vă ajutăm în acest dialog. Da, vă mulțumesc!